Un funcționar public din județul Botoșani a ajuns vedetă pe internet. Bărbatul a fost filmat în timp ce se afla într-o evidentă stare de confuzie, dar și de nervozitate. Așa că toată lumea a presupus că venise băut la serviciu. Primarul din comună este la curent cu problemele cu alcoolul pe care le are subordonatul său. Dar în afară de un avertisment și o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă, nu are ce să-i facă. Bărbatul din imagine este un angajat cu vechime în primăria din Stăuceni. Interesant este că pus să vizioneze filmulețul, le vorbește reporterilor ca despre o altă persoană. Ce știți despre el? În concediu. În concediu? Și mă știți, mai bea, mai consumă băuturi alcoolice? Nu știu, nu știu. Da, ați văzut filmulețul ăsta cum se comportă el la primărie? Da, da, nici nu te văd. Bărbatul mai are vreo 3 ani până la pensie și nu ar fi la prima astfel de abatere. Șefii lui spun că nu pot lua măsuri dure împotriva sa din cauza legislației. Știam, ca să zic, naravurile domnului Boz Emilian, numitul care mi-a făcut nouă denigrarea asta. Am luat ca măsură administrativă avertismente în dat și urma ca în decursul anului să luăm și alte sancțiuni. Personal l-am mai văzut sub influența băuturii alcoolice. Cazul a fost anunțat și la prefectura Botoșani. Mai mult, soția referentului agricol este secretar și specialist în resurse umane la aceeași primărie, așa că procedura de sancționare devine mult mai anevoioasă. Nu a reușit. A rămas pe aceeași poziție de un an de zile de când sunt primarul comunist. Comportamentul bărbatului nu a rămas neobservat nici în primărie, nici în sat. Poate că așa e stilul lui, mai... nu nervos, mai... poate el duci la creșul pe aici, mai bea, eu n-am avut ocazia să merg cu el să... așa, pentru că eu nu bea. Dar e obișnuința dumnealui, nu cu el. Asta e obișnuință. Dar ce poți fi? Era rachiu, nu? Rachiu. Imaginile au ajuns acum obiect de studiu pentru localnici. Nu este frumos, pentru că în primul rând este un loc de muncă.